Vreau să spunem din toată inima ca binecuvântat să fie singurul nostru Dumnezeu, Tatăl nostru, împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Dragilor, aș vrea să intrăm direct în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, ultima oară am vorbit despre cea mai mare datorie care are un creștin pe pământ. Cea mai mare datorie, cea mai mare poruncă care am primit-o din partea lui Dumnezeu este să-L iubim pe Dumnezeul nostru din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră și cu tot cugetul nostru. Și a doua este să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În continuare, aș vrea să finalizez acest mesaj din Matei, capitolul 5, de la versetele 43 până la 48. Domnul Iisus Hristos a suit sus pe munte și de acum noroadele l-au urmat. Și Domnul Iisus Hristos a început să le vestească principii despre împărăția lui Dumnezeu. A început cu fericirile. Majoritatea dintre noi care suntem familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu le cunoaștem. Apoi a spus că voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii și cheia mesajului Domnului Iisus Hristos se află din predica lui de pe munte, dintre capitolele 5 până la capitolul 7 inclusiv, se află în Matei capitolul 5, versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Pentru că de-a lungul vremurilor, de-a lungul anilor, fariseii, cărturarii, esienii, mai era un grup, era o parte din evrei, un grup mic, sectanți, care au interpretat cuvântul lui Dumnezeu greșit. Aici Domnul Iisus Hristos nu vine și ne dă niște porunci noi. Și în alte cuvinte, cele din Vechiul Testament sunt anihilate, ci Domnul Iisus Hristos vine de data aceasta și aduce adevărata interpretare care trebuia să fie interpretate pe vremea lui Moise. Și Domnul Iisus Hristos de 6 ori spune, această frază e așa de ușor observabilă, ați auzit că s-a spus și citează legea, o ancorează în Vechiul Testament. Și acum vine Domnul Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, pentru că vedem în Matei capitolul 4, Domnul Iisus Hristos a fost botezat de Duhul Sfânt și vine și dă o interpretare reală, o interpretare adevărată, care din nefericire fariseii, cărturarii, esienii s-au depărtat încetul cu încetul de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este cineva în seara aceasta care vrea să arate imediat cu degetul la farisei, la cărturari, să nu facem, că deseori ne aflăm și noi pe aceeași pagină, deseori interpretăm Sfânta Scriptură greșit, cum se spunea de dimineață, că trebuie să o citim, trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu la timp și ne la timp, spunea Pavel lui Timotei, eu am o vorbă, citește Biblia dimineața, vei avea o zi mai bună. Citește-o seara și somnul îți va fi mai dulce. De mic copil, de la 12 ani, când ne-am mutat aici în Perd, majoritatea dintre voi știți ceea ce voi spune. Îmi aduc aminte de cuvinte dese folosite între noi. Și în primele săptămâni când am intrat în biserica de pe Green Street, îmi aduc aminte, l-am auzit pe fratele Sandu, poate cunoașteți, care au fost cele mai frecventate, cele mai folosite cuvinte de fratele Sandu Chira, de mic copil le-am identificat. Vorbea despre acei iudei care aveau o inimă aleasă și au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și ce făcea iudeii din Berea? Cerceta scripturile să vadă dacă este așa. De aceea vă încurajez, iubiți tineri, iubiți frați, iubite surori, citiți cuvântul lui Dumnezeu, studiați-l,
Pentru că eu, cel care poate sunt aici în această seară, poate greșesc și greșim așa de multe ori. Și dacă observați, poate greșeală în mine sau în alți frați, să nu vă fie rușine să veniți să rectificați. Pentru că noi vrem din toată inima ca cuvântul lui Dumnezeu să fie expus de aici, așa cum este scris. Altfel, vom ajunge și noi, asemenea fariseilor, ne vom depărta încetul cu încetul de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu trebuie să facem foarte mult ca să ne depărtăm, azi un pic, azi un milimetru, mâine un milimetru, peste câțiva ani ne-am depărtat de adevăr și o facem în detrimentul nostru. De aceea recomand să fim și noi, ca cei iudei din Berea, să cercetăm Scripturile, să le citim, să le cercetăm, să le aplicăm. Spunea Pavel lui Timotei, ai grijă la citire și vrem să avem grijă la citire. Un exemplu prin anul 1950, un exemplu real, o soție s-a dus în călătorie din Paris în Londra. Și de acum folosesc această ilustrație să spun că trebuie să avem grijă cum citim, trebuie să avem grijă cum interpretăm, trebuie să avem grijă cum aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și această soție a călătorit pe vremea când nu era telecomunicarea care există astăzi, s-a dus în Londra și de acum și-a pierdut verigheta de căsătorie. Trimite telegramă la soțul ei și zice, dragule, mi-am pierdut verigheta, am găsit alta, costă 5.000 de dolari, ce să fac, să o cumpăr? Și acest soț trimite, se duce la poștă, scrie acolo pe un bilețel și de la cel de la poștă să trimiată telegrama și soțul scrie, nu, virgulă, e scumpă. Și când s-a transmis acest mesaj, virgula a fost omisă și a ieșit, nu e scumpă. Și soția s-a dus și a cumpărat o verighetă din nou cu 5.000 de dolari. Când a ajuns acasă, soțul evident nu era încântat, pentru că el a scris, nu, virgulă, e scumpă, adică să nu o cumpere. Și acest soț i-a dat în judecată, evident că a câștigat procesul și s-a aflat și cu bani și cu verighetă. Dar ideea este, trebuie să avem grijă la citire, la fiecare virgulă, trebuie să avem grijă la cuvântul lui Dumnezeu. Spunea apostolul iubirii când a primit acea revelație din Apocalipsa, cine scoate ceva din cuvântul lui Dumnezeu sau cine adaugă. Noi știm ce se întâmplă, se va adăuga aceste urgii care le scrie apostolul Ioan la cel care va adăuga sau cel care va scoate din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune în cuvântul Său dătător de viață că cerurile vor trece, pământul vor trece, dar cuvântul Lui va rămâne în veci. Binecuvântat să fie Domnul! Și Biblia niciodată nu se contrazice. De câte ori nu înțelegem un text, de câte ori nu înțelegem un pasaj din Biblie, nu este o problemă la Biblie, este o problemă la noi, este o problemă la înțelegerea noastră, este o problemă la interpretarea noastră. Pentru că Biblia nu se contrazice absolut deloc. Să lăsăm Scriptura să interpreteze Scriptura. Să nu venim noi cu ideile noastre preconcepute și să introducem ideea noastră preconcepută în text și să facem ce vrem din cuvântul lui Dumnezeu. Să citim Scriptura și să lăsăm Scriptura să se interpreteze Scriptura pe ea. Pentru că Petru spunea că nicio prorocie nu se tălmăcește de una singură, se folosește alte prorocii să se tălmăcească alte prorocii. Nu putem să venim cu ideile noastre preconcepute, să le introducem în cuvântul lui Dumnezeu.
Și avem aici cuvântul lui Dumnezeu, 66 de cărți. Este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Este cuvântul lui Dumnezeu, cum se spunea de dimineață, însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Acest cuvânt, vreau să vă spun că n-are nicio greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu n-are nici o greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt. Greșeala știu unde se află. La mine, în gândul meu, în mintea mea, în interpretarea mea, în inima mea, nu în cuvântul lui Dumnezeu, dar din nefericire, spre, să zic așa, spre detrimentul nostru, s-a întâmplat ceva care eu cred că în providența lui Dumnezeu nu trebuia să se întâmple. S-a întâmplat, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă cu Sfânta Scriptură. În 1227, când Apostolul Pavel a scris aceste epistole, când evangheliștii au scris aceste cărți, ei n-au scris numeric capitole sau versete. Exact cum este o scrisoare, de la început până la sfârșit. Dar un cardinal din Anglia, în 1227, a introdus pentru prima dată în Sfânta Scriptură capitole. Și apoi, în 1400, alți teologi au introdus versete. Ei au zis că ar fi bine pentru cei care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care predică, să fie ușor de găsit, că altfel e puțin mai greu. Și au introdus capitole, au introdus versete și din cauza aceasta s-au întâmplat cele mai multe divizii de-a lungul istoriei, cele mai multe divizii de-a lungul istoriei în biserici, pentru că și-au bazat toată teologia lor, toată învățătura lor pe un singur verset scos din context și l-a făcut ca literă de lege pentru biserica respectivă. Și dacă vreți un exemplu clar, să facem un studiu biblic împreună, pe scurt. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune: totuși, ea, femeia, parafrazez în cuvintele mele, va fi mântuită prin nașterea de fii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Dacă ne ducem puțin la Marcul, capitolul 11, și facem așa o diferență. În Marcu, capitolul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, versetul 52, e vorba despre orbul Bartimeu. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Apoi în Efeseni, capitolul 2, versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune: prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și vedem în trei texte diferite un cuvânt care se repetă: ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Apoi, aici în Marcu, capitolul 11, orbul Bartimeu n-a fost mântuit cât privește mântuirea de la păcatele lui, cât privește nașterea din nou, cât privește viața eternă. Du-te, credința ta te-a mântuit, a fost vindecat. Deci trebuie să avem grijă că fiecare cuvânt, într-un anumit context, poate să însemne diferit. Și vreau să vă spun că femeia nu este mântuită prin nașterea de fii. Femeia, bărbatul, copilul, preotul, păstorul, oricine ai fi tu, noi suntem mântuiți strict și în exclusivitate prin virtutea jertfei a Domnului Iisus Hristos. Doar prin sângele Domnului Iisus Hristos am fost mântuiți. Mi-a spus un frate că s-a dat niște examene nu de mult în România și aș vrea acel oraș să fie anonim și se dădea examene pentru diacon, că așa se face acum la cultul pentecostal și e bine, cei care dădea examene pentru prezbiteri și apoi pentru păstori. Și o întrebare era acolo: cum este omul mântuit? Prin jertfa Domnului Iisus? Și o altă întrebare: prin vorbirea în limbi. Și acum acest frate îi zice:
Dar tu ai propovăduit duminica trecută, ai predicat că mântuirea este prin vorbirea în limbi. Scrie așa. Și acest frate a fost prins în fățărnicie și n-a ticuit boxa că mântuirea este prin vorbirea în limbi și a ticuit. Mântuirea este prin jertfa Domnului Iisus. Una predica, alta credea. Mântuirea nu este prin nașterea de fii. Și dacă vrei să faceți acolo o exegeză, să faceți poate o examinare sistematică, acolo în 1 Timotei capitolul 2, versetul 15, e cuvântul sozo, ea va fi mântuită, adică scutită, ăsta e cuvântul de probleme. Dacă mama va stărui în credință, copiii vor rămâne aproape de Dumnezeu, nu prin nașterea de fii. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, nu ca să mai facem altceva ca noi să fim mântuiți. Noi suntem mântuiți, cum am zis, strict și în exclusivitate, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, doar prin El, nu prin vorbirea în limbi. Noi trebuie și încurajăm și Biblia ne învață că există un botez al Duhului Sfânt, dar El este pentru edificarea personală, este pentru edificarea mea, să mă pună în contact cu divinitatea, cu Dumnezeu și totodată, cum se spunea de dimineață, să fie, să devenim și să fim împuterniciți, să putem să propovăduim Evanghelia, cum a făcut-o Petru în Fapte, capitolul 4, plin de îndrăzneală s-a dus acolo la evrei și la farisei și le-a zis, voi l-ați răstignit pe Domnul vieții și la cuvântarea Lui s-au convertit 3.000 de oameni. Slăvit să fie Domnul! Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt. Noi credem că Domnul Iisus Hristos vindecă, dar trebuie să avem grijă la cuvinte, trebuie să avem grijă, altfel ne rătăcim cu Scripturile, ne rătăcim pur și simplu și fiecare crede ce vrea. Și din cauza că au fost versetele introduse și capitolele, bisericile protestante s-au divizat. Unii s-au bazat pe doar un singur verset. Eram copil mic, auzeam asta de la Amvon, că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii. Și eu aveam 9 ani, 10 ani și mă luptam în gândul meu pentru că citeam cuvântul lui Dumnezeu și descopeream de mic copil că mântuirea este prin jertfa Domnului Iisus. Și apoi auzeam alte cuvinte care erau propovăduite, că dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Și asta a dus o mare problemă în bisericile noastre. De aceea trebuie claritate. Dacă nu înțelegem ceva, nu trebuie neapărat să ne dăm părerea și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze. Și acum aș vrea să intru, după ce am spus toate acestea, pentru că sunt necesare. În Matei 5 asta s-a întâmplat. Din nefericire asta s-a întâmplat. Au interpretat Sfânta Scriptură greșit. Și pe lângă asta au adăugat, pentru că știm foarte bine că legea nu spune să urăști pe vrăjmașul tău. Legea nu spune asta. Au adăugat ei la lege. Era interzis. Au adăugat din inima lor, pentru că Ieremia spune că inima este rea și deznădăjduit de rea. Noi nu trebuie să ne bazăm pe inima noastră, noi nu trebuie să ne bazăm pe emoționalism, noi nu trebuie să ne bazăm pe ideile noastre preconcepute, noi trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, dătător de viață. Așadar, e bine să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Zicem, poate un vrăjmaș să-l iubim? Pe ăla nu merită să-l iubim. Pe ăla nu merită să-l iubim. Pe aia nu merită să o iubim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă vrem să fim fiii Tatălui, așa spune următoarele versete, următoarele cuvinte, dacă vrem să fim fiii Tatălui nostru, trebuie să iubim pe vrăjmașul nostru. Și dacă vă aduceți aminte, vrăjmașul este
Nu neapărat cel care mi-a făcut rău, nu neapărat cel care mă urăște, ci este doar percepția mea, felul cum mă uit la el. Eu pot să aleg să zic, el e fratele meu, el e aproapele meu, sau pot să zic, el este vrăjmașul meu. Și Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună, printr-o interpretare corectă, ceea ce fariseii n-au avut-o, să ne iubim vrăjmașii. Spunea King Martin Luther, prin anii 1970, omenirea a învățat să zboare ca păsările. Omenirea a învățat să noate ca peștii sub apă. Dar un lucru, ceea ce n-a învățat omenirea, să se iubească unii pe alții. Trebuie să ne iubim vrăjmașul, trebuie să ne iubim pe cel care ne face rău, trebuie să ne iubim pe cel care ne urăște, trebuie să iubim pe cei care ne bârfesc, trebuie să iubim vameșii, pentru că dacă nu iubim, adevărul lui Dumnezeu nu locuiește în noi. Spune Ioan, apostolul iubirii, cel care este născut din Dumnezeu, iubește. Dacă nu-L iubești pe aproapele tău, pe fratele tău, mai mult decât probabil că n-am experimentat nașterea din nou. Cine este născut din nou, iubește, asta țâșnește afară din inima lui. Și Matei, capitolul 5, versetul 46 spun, dar și vameșii fac la fel și ei se iubesc. În alte cuvinte, să nu ne iubim doar noi pe noi, doar grupurile noastre, pentru că și vameșii și păgânii fac la fel. Și nu mai este nicio răsplată în aceasta. Domnul Iisus Hristos ne învață să ne iubim vrăjmașii, să nu-i percepem, să nu-i privim ca niște vrăjmași, că dacă nu-i privim așa, e așa de ușor să iubești, e așa de ușor să-i accepți. Și timpul înaintează, vreau să continui. E vorba, how I label that particular person. Dacă eu vreau să pun o etichetă ca vrăjmaș, în percepția mea, așa va fi. Dacă eu vreau să pun o altă etichetă, el este aproapele meu, el este fratele meu, ea este sora mea în Hristos, el este poate socrul meu sau soacra mea. Trebuie să dăm aceste labels de vrăjmaș ca să putem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, pe scurt, Domnul Iisus Hristos ne învață cum să ne iubim vrăjmașii și ne dă trei explicații în versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și acum Domnul Iisus, în înțelepciunea Lui divină, ne explică ce înseamnă iubirea vrăjmașului. 1. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. 2. Faceți bine celor ce vă urăsc. Și 3. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Asta este definirea iubirii. La asta ne-a chemat Domnul Iisus Hristos. Și aici cuvântul binecuvântat, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, cuvântul din originală este eulogia. De unde se trage eulogia? Logia, logos, cuvântul, majoritatea știm, și eu, binecuvântat. Când facem o cuvântare de bine despre cineva. Deci dacă este o persoană care poate i-am pus acea etichetă ca vrăjmaș, trebuie să ne schimbăm percepția, gândirea noastră și noi suntem chemați să binecuvântăm. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu binecuvântat înseamnă să-L vorbești de bine. Și de cele mai multe ori, eulogia se practică la înmormântări. Când mortul este pus în pământ, cineva din familie are o eulogie, o cuvântare și nimeni nu vorbește ceva negativ despre cineva care a murit. Chiar dacă a fost omul ăla rău, notoriu, eu știu, a murit poate în vicii, tot timpul îl vorbește de bine și apoi mortul este îngropat și nu se mai vorbește aproape deloc.
Deci dacă nu putem să vorbim bine despre cineva, mai bine să luăm de la cuvântul acesta eulogia, îngropăm totul, pentru că tăcerea câteodată, dacă nu putem să ne abținem și nu putem să binecuvântăm, mai bine să tăcem din gură, că și asta poate să fie o formă de binecuvântare. Vreau să vă spun, frați și surori, cea mai mare problemă, am stat și am meditat de-a lungul anilor, I've been around the world a few times, am și eu peste 25 de ani de căsătorie, am și eu băieți mari și am constatat acum la 43 de ani un motiv de ce ne pierdem copiii, un motiv de ce nu mai ne vin copiii la adunare. Nu-i din cauza fratelui care stă pe bancă, nu-i din cauza păstorului, nu-i din cauza corului. Un motiv de ce copiii noștri își întorc spatele către Dumnezeu și nu mai vor să audă de adunare. Știți de ce? Am auzit tați din anumite biserici și din biserica noastră locală din cauza bârfei. Duminica ce fac? Vin la adunare, la ora 12 intru în mașină și dacă, cum locuiam eu în Cugi, 45 de minute, încep să-i dau. N-a fost bine cântarea, n-a fost bine predica, n-a fost bine cuvântarea. Ce facem? Ce plantăm în copiii noștri? Vă dați seama ce facem? Îi deteriorizăm, le stricăm pur și simplu mental și ei ce fac când ajung mari? Nu mai vor să audă. Păi ce-o zis tata? Ăla-i rău, ăla nu știe să vorbească, ăla nu știe să lege două cuvinte, de ăla nu-mi place cum arată, de ăla nu-mi place de vocea lui, nu-mi place de accentul lui, nu-mi place cum arată, cum se gestionează. Frații mei, e martoră soția mea, sunt martor copiii mei. Am luat decizia ani și ani de zile de când s-a născut primul născut. Niciodată n-am vorbit pe cineva de la adunare, chiar dacă nu mi-a plăcut de el, chiar dacă nu mi-a plăcut ce a zis, chiar dacă a vorbit poate greșit. Am ales eulogia, să tac din gură dacă nu pot să spun. Nu pot să spun un cuvânt bun, nu pot să spun un cuvânt de încurajare. Mai bine să tăcem din gură și vă invit pe cei care poate aveți probleme cu bârfa să începem și noi o lucrare nouă. Azi dimineață s-a prezentat o lucrare și ar trebui să începem și noi o lucrare. Eu aș denumi-o și aș da un titlu: lucrării tăcerii din gură. Pentru că facem mai bine să tăcem decât să bârfim de la biserică până acasă și apoi și după aia ne uităm și invocăm frații să facă rugăciuni pentru copiii noștri, îi chemăm la rugăciune și la post și vina nu este a lui Dumnezeu, vina nu e a fraților, nu e a păstorului, ci a mamei și a tatălui, pentru că n-au știut să binecuvinteze. Ce au făcut? Nu era după cuvântul lui Dumnezeu și, prin urmare, noi ca părinți ne plătim ceea ce am făcut. Timpul accelerează și, în al doilea rând, pe scurt, suntem chemați să facem bine. Și la acest punct vreau să citesc pentru o înțelegere mai amplă. În Galateni, cuvântul lui Dumnezeu spune, Galateni, capitolul 6, versetele 9 și 10, deci iubirea adevărată, în primul rând, binecuvântă, iubirea adevărată, în al doilea rând, face bine, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Și, în ultimul rând, iubirea adevărată este când ne rugăm pentru cei care ne prigonesc, când ne rugăm pentru cei ce ne asupresc. Și aici nu înseamnă neapărat Psalmul 69, dacă ne uităm puțin în Sfânta Scriptură, David, în supărarea lui, în tristețea lui, a scris niște psalmi care noi, în Noul Testament, n-avem voie să-i folosim.
Ei se numesc salmii imprecatorii. Acești salmi sunt vreo 2-3 când invocă, când cheamă mânia lui Dumnezeu să pedepsească pe vrăjmași. Nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Să aducem salmii imprecatorii psalms și să-i punem pe frații sau surorile care nu ne plac. Suntem chemați să ne rugăm pentru ei cât privește vindecarea lor, cât privește reabilitarea lor, cât privește sănătatea lor. La asta suntem chemați. Și acum vreau să termin cuvântul lui Dumnezeu prin a citi tot din predica Domnului Iisus Hristos de pe munte, capitolul 7. Aici Domnul Iisus Hristos își finalizează mesajul lui, începând cu fericirile și termină cu casa zidită pe stâncă. Matei, capitolul 7, versetul 24 spune: de aceea, pe oricine, depinde de traducerea care o aveți, aude aceste cuvinte ale mele. Cel care aude aceste cuvinte, e vorba de ceea ce am auzit astăzi, aici, în casa lui Dumnezeu. Am auzit că trebuie să ne iubim vrăjmașii. Iubirea vrăjmașului înseamnă să-i binecuvântăm. Iubirea vrăjmașului înseamnă să facem bine și, în al treilea rând, să ne rugăm pentru ei. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna ca un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și acum vine Domnul Iisus și explică și dă această informație despre casa zidită. Eu aș vrea fiecare din noi, fiecare care se află aici, în casa lui Dumnezeu, să ne zidim viețile noastre pe stâncă, care este Domnul Iisus Hristos, și iar aceluia care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.